pregătire pe care noi o avem de la străbunii noștri și nu vrem să facă nimeni afaceri în Drăguță. Acolo ne plimbăm liberi. Moștenirea este teren comunal al tuturor. Al tuturor. Vreți să ne amintim când s-a stricat ceapeul și s-a distrus? Adică haideți să ne amintim. Haideți să fim deschis la minte și să discutăm. Bun. Nu se concesionează. Dar nu se concesionează. Nu? Dați așa să ne auzim, haideți să ne auzim. Deci s-au congestionat și acolo la pădure. Cine vrea să-și facă afacere, fiecare are la livadă 10 ani, 15 ani sau da. Vrea să-și facă. De acord. Cine vrea să-l vândă, să-l vândă. Drăgușelul e la toți. Deci fără afacere, pentru că ar trebui până acum pe ce s-a dat, eu n-am văzut și n-am auzit să dea o acordare de seamă câți bani a dat ăla de la telefon. Sunt taxele locale, sunt taxele locale care intră. Dar vreți să vă spună, vreți să vă spună primăria când se bată din noastră impozii pe casă? Adică nu se pare așa... Uite! Școala nu face pentru că ne vinde pământul lor. Nu! Școala o face statul și dă bani, nu primăria face școala. Dacă vreau că așa e, iar trebuie să facă proiecte și mai e ceva. Da, da. Deci să fac proiecte, da, ălea trebuie făcute de oameni și mai e ceva. Salarii din primărie, nu spun că sunt mari sau sunt mici, eu știu, am vrea la caste pensii. Dar, domnule, ne vinde numai atâta cât avem, ne facem. Pentru că deocamdată, și de aceea eu spun că nu e voie să ne atingem de pământul oamenilor ca să facem afaceri. Dezvoltarea trebuie făcută. Deci, dacă noi ne întindem cât avem, nu avem niciodată canalizare, nu avem niciodată zonă de risc, nu avem niciodată asfalt. Haideți să vă zic și mai multe. Iar de bani, aici ai luat pe banii și pe ăștia, că de la guvernul au luat. Așa cum, deci nu ne luat. Păi nu pentru că banii nu primești dacă nu depui cereri și proiecte și nu devii energie. Deci nu ne-am te ducem de la subiect, am înțeles. Și să nu cumva, deci nu cu ridicată de mână aici, să vină acea lista rușinii pe la fiecare. Și cine semnează și acel jurnal, îi facem copii fiecare, să le avem acasă, ca strămoșii noștri să vadă, peste 80 de ani, cine a semnat. Foarte bine, haideți să mergem la subiectele noastre. Deci, Ideea e următoarea. Există două posibilități că noi ne-am trâns aici pentru proiectul ăsta. Investește primăria și vine și vă spune așa, ne costă atât, taxa va fi atât, se va ocupa societatea atât. Așa natural cum e. Să faceți o toaletă, să faceți un duș, care lumea unde se ducă când vin, sau ceva mai retrase. Domnul Pătică asta se vrea să rămână așa natural. Deci nu începe investiția. Deci faci de motul ăla e dușul. Deci fără investiții, să nu le mai amăzut. Deci nu, ascultați-vă ce vă zic oamenii. În moment ce investiție, trebuie să încheie contractul și e vorba să avem așa, adică să ne respectăm fiecare unul la altul, nu trebuie să venim. Deci azi, acolo e deci, bă, de să nu se facă nimic acolo, asta vă doriți dumneavoastră? Da, asta. Nu, nici primăria să nu facă nimic. Nu! Nu! În momentul ce n-au venit să spună de orice, nimic, a venit. Haideți să mai lăsești pe acela să vorbească. Eu mi-am spus părerea. Ba nu, 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 haideți să... Cine a auzit, mă? Nu, nu, nu. Nu mă voi apetea.
Da. Ca să ne înțelegem. Da. Între Crușelului nu avem nevoie de investiții, dar deloc. E bară. În toate parcurile se prea natură. Aia care vor să vină să distreze, nu caută robinet. Și, domnule, dacă ies în natură, știu că mă spăl în râu, că de-aia nu se mă spăl la robinet, că nu stau acasă la mine. Deci Drăgușelul, fără investiție, că e singurul loc care ne-a mai rămas, orice direcție o iei, e aparatul. O ieși pe calea Sasului, o ieși spre Sâmbăta, pe calea Pădurii, șosea, e pericol. Singurul lucru unde poți să-ți iei copiii de mână ca să parcurgi, să-ți faci un antrenament sau să te miști în aer liber, e Drăgușelul, că e al nostru, al tuturor. Îți stai un iad, plăci o măceașă. În momentul când s-a închis și apar aceste lucruri, aceste investiții, s-a terminat de aia. Fără concesiune, domnule, dar primăria să nu mai facă nimic acolo. Nu, 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 știți ce se întâmplă? Știți care e efectul ăsta la dumneavoastră? Că de aici încolo, haideți că doamna bucă, chiar pare așa că... Efectul ăsta pe care dumneavoastră îi dați drumul acum, orice s-a face în Drăguș, să nu se facă. Asta nu se facă în Drăguș. Știți care e următorul pas? Tot ceea ce s-a construit și s-a pus în regulă, trebuie să facă asociație, să pășuneze cum trebuie și uile și coacele. Efectul va fi următorul, să se dizolve totul, să se distrugă totul. Nu e adevărat, nu vrem asta, nu concesionat Drăgușeni. Concesionat actele pentru lor de chemii, nu știu ce vrei. Bun, închide, nu se face proiectul ăsta. Vă spun ce se întâmplă în continuare. Deci s-au terminat cu subiectul ăsta. Vă spun ce se întâmplă. O să vedeți oameni printre dumneavoastră,